Sala de spectacole a teatrului a fost neîncăpătoare pentru sutele de persoane care au dorit să participe la acest spectacol. În deschiderea evenimentului a fost prezent corul Nicofonis al preoților din trei protoierii și elevii liceului teologic au luat parte activ la eveniment. Corul Îngerași, alcătuit din copiii claselor 1-8, au interpretat un colaj de colinde populare spre încântarea celor prezenți. Așa cum este bine unui municipiu în care se află o școală teologică de tradiție, și în municipiul nostru, Liceul Teologic Sfântul Nicodim din Târgu Jiu organizează un spectacol de colinde, cea de-a treia ediție a spectacolului Tradiții și Obiceiuri din Bătrâni, în care o să putem asculta colinde deosebit de frumoase și o să vedem scenete specifice acestei perioade a nașterii Domnului. Bineînțeles că nu cântă doar corul Liceului Teologic din Târgu Jiu, ci spectacolul va fi deschis de corul Nicofonis al preoților din protoieriile Târgu Jiu Nord, Târgu Jiu Sud și Târgu Cărbunești. Apoi va urma corul Îngerașii al Liceului Teologic din Târgu Jiu. E vorba de corul elevilor de la clasele mici, adică 1-8 al acestui liceu, urmat, bineînțeles, de corul propriu-zis al liceului, pregătit de părintele diacon Nicușor Lăzărică. Surpriza serii a fost oferită de corul seminarului teologic Sfântul Grigorie Teologul din Craiova. Aceștia au adus în fața publicului un alai de colinde bisericești și au venit însoțiți de dirijorul lor, profesorul dr. Victor Șapcă.